Ai emoții? Da-ți dau. Vrei să dau? Cum te cheamă? Laura. Laura. Dar tine? Nic. Ce mi-e? Cum mi-e? Cum te cheamă? Stefan. Stefan, bravo. Ce voi dau, băieți? Alina Dodon. Am solicitat un ajutor material care a fost soluționat pozitiv și copilașii noștri astăzi dorm sub flacul de noi. Da, noi știți că mi-am pus ca scop împreună cu soția să mergem. Eu vreau să intru în fiecare grădiniță din Republica Moldova. Nu putem să rezolvăm toate problemele, pentru că ceea ce facem, o facem nu din bugetul de stat, găsim noi posibilități, noi solicităm de prin afara țării, dar noi ne-am pus ca scop să mergem în toate grădinile. Unii se ajută cu placme, unii cu mobil și așa mai departe. Când nu mai ai curaj să depășești hotare, la Fundația din Suflet ai putea să te adresezi. Lucrează cu prezența oaspeți de onoare. După cum e obiceiul din străbuni la sat, cu pâine și cu sare oaspeții să fie întâmpinați. Bună ziua! Voi bună ziua, da! Așa și mi-ai mintit? Este o surpriză mare. Să știți că meritați foarte multe cuvinte frumoase spuse pentru faptul ce faceți dumneavoastră, pentru ajutorul pe care îl acordați și susțineți, în primul rând, instituțiile preșcolare, căci noi avem nevoie cea mai mare și contează orice cadou, cât de mic n-ar fi, contează pentru noi foarte mult. Să știți că vă mulțumim și în toamna aceasta am avut o surpriză foarte frumoasă din partea dumneavoastră, prin ajutorul acordat în sumă de 60.000 de lei, prin intermediul Fundației din Suflet, în frunte cu doamna Galina Dodon, care îi mulțumim foarte frumos. Noi ne-ați făcut o surpriză mare, bucurie pentru noi, pentru fiecare. Oaspeți dragi, vă spune, neată, să veniți și altă dată! Ionela, ce mai ce faci? Vă mulțumesc!